Imagini incredibile cu un tronson al autostrăzii Transilvania. Șantierul lăsat în paragină este plin de buruieni după o aventură contractuală de nici mai mult, nici mai puțin de 17 ani. Coșmarul început odată cu lucrările din 2004 nu pare departe de a se încheia. Actualul contract este aproape de o nouă reziliere. Imaginile au fost surprinse de Asociația Pro Infrastructură și arată situația actuală a celor 28,5 km ai lotului Biharia-Chiribiș, din cadrul autostrăzii Transilvania. Mai multe firme din România și Slovacia au hotărât începerea lucrărilor pentru autostrada A3. Contractul a fost semnat anul trecut și prevedea 6 luni de proiectare și 18 de execuție pentru 326 de milioane de lei. În prezent se așteaptă un aviz de la CNAIR pentru noul proiect tehnic. Acesta prevede lucrări suplimentare în valoare de 30 de milioane de euro. Compania refuză însă plata acestor lucrări, astfel că șantierul din Bihor s-ar putea închide chiar înainte de deschidere. În cazul în care contractul va fi reziliat, licitația va fi reluată, iar lucrările la tronson vor fi întârziate cu alți 2 ani. Proiectul nu este la primele probleme. În urmă cu 5 ani, acesta a mai trecut printr-o reziliere. Până acum, puțin peste 5 km de autostradă A3 sunt finalizați în Bihor. Bucata de drum face legătura cu rețeaua de autostrăzi din vestul Europei, prin punctul de frontieră Borș 2. În schimb, în direcția spre Cluj-Napoca, autostrada A3 se termină în câmp.